Până la 7 luni m-au tot bătut. După 7 luni de sarcină, nu m-au bătut, dar își bătea o joc tare. Mă punea sărac ca vaca, să latru ca câinile, să cânt ca cucoșul, să zbier ca oaia. Dar nici n-au scos nimic din gura mea contra soțului, pe care l-am iubit așa de mult. Securitatea nu avea criterii de vârstă, sex, stare de sănătate. Arestările se făceau de valmă. Zeci de femei însărcinate au luat calea închisorilor. Copiii lor s-au născut în spatele gratiilor. Femei în rezistența românească au născut în temniță. Memorialul durerii. O istorie care nu se învață la școală. Un film de Lucia Hosu Longin. Sâmbătă de la ora 16 la TVR2.